facem cunoscută de dispoziția domnului primarul cu numărul 271 din 11.07.2019, convocat Consiliul Local cu mai prin cu acum ședință ordinară din 17.07.2019. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită, sunt poate începe lucrările. Eu prezint ordinea de zi, că asta e. Avem pe ordinea de zi două proiecte de hotărâri, o rectificare de buget și un ajutor de urgență. Dar sunt deja tot cu ordinea de zi. În cazul în care doamna juristă nu este, trebuie să contrasemneze hotărârea Consiliului Local doi consilieri. Și vreau să faceți propuneri. În dumneavoastră, nu nicio chestie, în locul doamna secretară o să semneze și o să trebuie trecut în procesul verbal. Deci președintele și doi consilieri. Vă rog, faceți propuneri. Vă propun două titulari. Cine este pentru? A doua propunere? Da, propun domnul Codruț. Cine este pentru? Cine? Codruț. Ședința este legal pentru domnul președinte. Începem cu punctul 1 de ordine. Proiect de hotărâre numărul 50/2019 privind acordarea unui ajutor de urgență. Dacă sunt discuții, întrebări? Două vorbe, dacă vreți să vă spun, este puiul Vasile, care din dumneavoastră că l-ați mai cunoscut, din Popen, Steaua, la mine, răcăzită, trei copii. Ajutorul de urgență mai dat și la, știți foarte bine. Dar sunteți de acord, nicio problemă, fiecare. Dacă aveți alte întrebări. Îmi spune cineva la cuvânt, nu cred că e cazul, o supunem la vot. Cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. Deci a fost votat în unanimitate. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre numărul 51/2019, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căinț pe anul 2019. Vreți să ne spuneți câteva cuvinte? Da, e vorba de niște bani veniți de la Ministerul Învățământului din Inspectoratul Școlar pentru unități de învățământ care nu au grupuri sanitare adecvate. Recte, Mărcești, Hârtiu și Praja. Unde funcționează, așa mai avem și la Voiști, și la Vrânceni, dar acolo nu avem elevi. Dar la Hârtiu avem grădiniță, la Mărcești grădiniță, la Pralea 1-8 chiar și nu avem grupuri sanitare. Ei, dacă vreți, vă dau și suma de bani. Deci pentru școală, pentru grădiniță la Mărcești ne-au venit 53.000 lei, pentru grădinița de la Hârtiu 53.000 lei, și pentru școala de la Pralea, 70.000 lei. Noi deja am luat legătura cu un proiectant și să ne fac proiectele pentru fiecare. Din discuții care am avut cu celălalt proiectant, nu o să ne cadrăm banii ăștia. Dar dacă am dat, îi rectificăm pe ăștia, dăm drumul la treabă și să vedem cu ce trebuie să mai suplimentăm. Fiecare primărie mai suplimentează din bugetul local ca să termine lucrarea respectiv. Recte la Mărcești și Hârtiu trebuie puțuri furate ca să putem să avem apă curentă. Deci e o cheltuială mai mare. La Pralea avem un puț furat, dar trebuie curățat, că nu e suficient. Ca să, puțul care este la grădiniță, acum la Pralea, să legăm și la școală. Să vedem, după ce ne face devizul, asta, de când dată le avem fost. Așa, puse, fost, set și tot ce trebuie. Le punem pe listea investiții să putem face cheltuieli pentru avizare, pentru toată documentația. Condițiile de la inspectoratul școlar sunt, în ghilimele, până în 15 septembrie să fie gata, dar nu cred. Nu cred că ne putem discuta vis-a-vis de avizii, de... 15 septembrie e o dată, dar nu spus anul. Nu, dar dacă nu se retrag bani, îi pierd din banii ăștia, aia e problema. La 31 decembrie. Am înțeles, s-o amânat cumva până la 15 decembrie, dar ei vor la 15 septembrie, măcar să ai o factură la decontat la ei. Noi facturile sunt la ei la decontat. Atât? Da, înainte de a merge mai departe, nu am de la Comisia Economică, dar pot de avizare.
L-ați făcut? Există? Este, da? Aveți favorabil? Vorbesc, da, da? Da, da, da. Mergem mai departe. Este? Da. Aveți favorabil, da? Da. Mergem mai departe. Cine se scrie la cuvânt, domnul consilier? Domnul Mărcuț, aveți cuvânt. Luna trecută, la ședință, l-am lăsat aminte din un autogrel pe peste apă. Da, vă dăm. Vă dăm. Deci, legat de proiectul de hotărâre numărul 51. Da, cu bani de la bugetului. Scuze, dacă se scrie cineva la cuvânt. Hai să zic eu două cuvinte. Știți că la când au aprobat bugetul primăriei, eu am propus atunci la școală să facă și atunci a spus că, de fapt, clasele 5-8 o să vină la Căiuț și nu mai e necesar. Vreți că până la urmă s-a inclus și e bine că se face acum. Este necesar și pentru grădiniță, chiar dacă este numai de autorizare. Exact. Bine când îi dăm niște bani și până la urmă și consiliul inspectoratul e acolo și măcar e bine în al 10-lea și a spus măcar tot să face. Haide, da? Să mai scrie cineva la cuvânt? Domnul Săpăgăsul. Cu suma asta de 176.000 de lei rezolvați 3 școli. Dar asta de centrul ce stadiu este? De asta au alipăit pentru autorizare. Alipăit interioare cu apă curentă, cu canalizare, cu tot. E un șantier, deocamdată nu e finalizată treaba acolo. Și de ce vă întreb? Considerați că 15 septembrie, începutul de an școlar, este data potrivită pentru ca să facem acea dezvelire cu firma Răducanu Roseti, Școala Generală Căiuț Răducanu Roseti? Sau, da, dar... Sau o amânăm... Domnul profesor, nu, sunt de acord, dar era o chestie vorbind la diverse, că l-am oprit exact, pe domnul Mărcuț din discuția asta. Vorbim pe proiectul de hotărâri. Tot la proiectul de hotărâri. Nu la proiectul ăsta. Dar avem rectificare de buget, cu niște bani de la Ministerul Educației, pentru rectificare sunt de acord. Hai să discutăm după aia. Pentru că modernizările acestea trebuie făcute, trebuiau făcute. Bun, mergem mai departe. Tot despre rectificare, dacă vrea cineva să mai cuvântul, domnul Ghianu, aveți cuvântul. La Căiuț s-a pus întrebarea, la Căiuț ce se face? Dumneavoastră, domnul primar, spuneți că la Căiuț sunt ieșuri sanitari și multe discuții cu cetățeni care au copii la școala Căiuț și la grădiniță, se plâng că nu este suficient acel liceu, că de o parte da spații, că de altă parte copiii mici trebuie să urci nu știu la ce etaj și așa mai departe. Da, din acest punct de vedere. Dacă îmi dați voi, și ca să nu mai amintim, din resursele școlii s-au mai făcut dar nu din altă parte, adică din alte finanțări, de aia nici n-am prins aici, s-au mai făcut un rând de toalete la partier, la Căiuț. Acum am varat, deci sunt făcut cu un rând de toalete într-o... O găsit acolo o posibilitate, la partier. Ăla e un spațiu de 2,5 pe 2,5. Atât, da? Mergem mai departe. Spunem la vot proiectul votărilor numărul 51. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? A fost votat în unanimitate. Mergem mai departe cu punctul numărul 3, diverse. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Mărcuț, să aveți cuvântul. Da. Luna trecută la ședința ordinară v-am adus aminte că trebuie un autogred de peste apă. Nu s-a văzut mișcări deloc. Mai vine autogredul, mai vine, când vine. E pe șine. Din fabrică. Acum considerați că trebuie. Răspunzi la final acolo, da? Nu, atât, nu. O să vine. Și simplu. O să vină sau autogredul normal, dar când o să vină, că n-am, dacă l-aș avea la primărie cum am vândut-o, du-te și fă treaba. Bun, deci nu aveți o întrebare. N-am. Alte întrebări, am tot venit care mai aveți. Care vreți cum mai spus la cuvânt, din domnul consilier. Nu o să scrie nimeni la cuvânt și nici aici.